Oldul poate să ofere și turism istoric, dar și religios. Cum vede un ghid de turism un astfel de itinerariu pentru oamenii pe care îi poate aduce în această zonă? Întotdeauna prefer să combin tipurile diferite de atracții turistice. După ce am văzut o cetate antică, am mers la un meșter olar de neolitic, poate am mers și la Cojocar în același sat, Vădastră. Poate ne-am și plimbat un pic pe Dunăre, vrem să vedem poate și o biserică, o mănăstire veche, cum e cazul de acum la Brâncoveni. Da, familia lui Brâncoveanu, părinți, bunicul sunt aici, îl mai avem și pe Popa Șapcă, facem legătură și cu istoria noastră, iar până aici mai putem opri într-un loc cu o istorie mai recentă de pe vremea lui Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu știm că avea case de vânătoare în cam toată țara, ei avea și pe acest drum, lângă Olt, exact la Reșca. E bine întreținută, se poate și închiria, se poate face un pachet divers, așa cum eu deseori prefer să se întâmple. Nu-mi place nici să merg doar la cetăți fortificate, la cetăți și biserici fortificate, n-aș merge nici doar la mănăstiri. În schimb, dacă pot să merg la o mănăstire, la o cetate, la ceva natural, un muzeu, iese un pachet mai echilibrat. Ceea ce vedeți în spate face parte din, așa cum vă spuneam la conferință, din istoria noastră. Nu-ți cunoști istoria, e ca un copil orfan. Foarte puțină lume, sau cel puțin din generația tânără, habar nu au ce s-a întâmplat înainte de 1989. Ceea ce vedem noi în spate este una din casele de vânătoare ale cuplului Ceaușescu, care de altfel a avut mai multe în România, dar prea puțin se știe despre ele. Nici cele de la Vâlcea, nici de la Govora, nici de la Olănești, nici cele de la Predeal nu sunt promovate îndeajuns. Faptul că suntem în județul Olt, care a fost județul de reședință al cuplului cum se spune în presă, dictatorial, deși a fost un mare patriot pentru România, este bine de știut că în această casă de vacanță, unde el, casă de vânătoare, unde el venea cu mare plăcere, pentru că era pe meleagurile natale, a venit foarte, foarte des. Fondul de vânătoare este bun. Din păcate, nu este promovat. Ca orice alt obiectiv, nu neapărat din județul Olt. Eu nu aș face un circuit cu casele de vânătoare și aș pune în valoare tot ce a fost pe vremea aceea, vremea comunismului, bun pentru noi, ar fi bun pentru turism. Aici se poate sta cu, am înțeles, cu 8 milioane de lei o noapte, tot complexul. Ia gândiți-vă ce turist ar face aici și ce s-ar putea face cu un management bun și cu o promovare adecvată. Cabana Bulvanu de la Reșca a aparținut familiei Ceaușescu. Aici veneau dictatorul și soția sa să-și petreacă vacanțele și mai ales partidele de vânătoare. O astfel de cameră poate fi închiriată acum cu 100 de lei pe noapte și aici toate condițiile pe care le oferă un hotel de 2 sau 3 stele modern. Evident, totul arată ca o casă boierească, este făcut din lemn, iar condițiile sunt superbe. Cine vrea să închirieze toată vila poate să facă acest lucru pentru cele 12 camere cu numai 1300 de lei pe noapte. A fost refăcută de doi mari domnitori ai țării românești, Matei Basarab și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Amândoi s-au născut chiar în satul Brâncoveni. Matei Basarab a refăcut mănăstirea în 1640, a repictat vechea biserică și a construit turnul Cloponiță și casele domnești, iar Sfântul Constantin Brâncoveanu a dărâmat vechea biserică pentru a o rezidi mai mare și biserica pe care o vedeți astăzi a fost construită în numai 2 luni de zile, în anul 1699. În biserică sunt înmormântați părinții, bunicul și frații Sfântului Constantin Brâncoveanu. Avariată grav în urma unui cutremur, în 1838, biserica a fost parțial refăcută și repictată în 1842. De aceea stilul este post-bizantin. În schimb, la paraclisul bolniță construit de Sfântul Constantin în anul 1700, care reproduce arhitectura și proporțiile vechii biserici, se păstrează pictura originală realizată de meșterii din școala de la Curezi. În Biserica Mare avem și icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Am primit în anul 2014 și o icoană Sfântului Constantin Brâncoveanu cu părticică din Sfintele Moaște ale Sfântului Constantin. De asemenea, mai avem o raclă cu părticele din Sfintele Moaște
a mai multor sfinți, Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Mina, Sfântul Pantelimon, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Nectarie din Enghina, Sfântul Ioan Rusul și mulți alții.